pregătim un stropel de pui. Avem un piept de pui și două pulpe din pui de la bătătura Bolovan. Vă reamintesc că sunt pui crescuți ecologic. Îi găsiți spre vânzare la târgul producătorilor de la agronomie. Mai folosim o jumătate de kilogram de roșii, o căpățână de usturoi, 7-8 căței, bulion, o lingură de făină, sare, pătrunjel, ulei de măsline și oțet. Eu am oțet de sherry, dar puteți folosi orice fel de oțet, cam o lingură, depinde cât de tare este și cât de acrișoară vă place să fie mâncarea. Scoatem pielea de pe pulpele de pui. Și le tăiem. La fel procedăm și cu pieptul de pui. Pe care îl dezosăm. Tocăm usturoiul cât mai mărunt posibil, ca să nu avem surpriza să găsim bucăți mari în sos. Nu-l pisați cu pisătorul, doar mărunțiți-l cât mai bine. Roșiile, noi avem roșii sherry, dar puteți folosi orice fel de roșii. Pentru roșiile mari tăiați cu bulețe, iar roșiile sherry le vom tăia pur și simplu în sferturi sau în jumătăți sau și așa și așa pentru aspect mai plăcut. Punem ulei într-o cratiță și după câteva minute adăugăm puiul. Punem capacul și lăsăm să se înăbușe la foc potrivit. Mai întoarceți din când în când bucățile de carne. Puiul este rumenit, îl vom scoate din cratiță, dăm și focul puțin mai încet ca să nu se ardă sosul rămas. Mestecăm bine până când devine totul ca o smântână. Adăugăm usturoiul. Amestecăm în continuare. Adăugăm roșiile.
Punem acum două lingurițe de sare. Pătrunjelul. Și adăugăm bulionul desfăcut în apă. Punem și o lingură de oțet. Vom gusta când este gata, ca să vedem dacă mai este necesar. Așezăm bucățile de pui înapoi în cratiță. Vedem cu ocazia aceasta și dacă este suficient sos. Puneți și creama lăsată de pui. Lăsăm să fiarbă și dacă scade prea mult, mai adăugăm puțină apă. Așa arată ostropelul de pui. Îl puteți servi cu piure de cartofi, cu mămăligă, cu piure de pastărnac. Este o mâncare extrem de rafinată, cu un gust acidulat și foarte bogat.